Mă scuzați, nu că defect profesional, de atâta timp trebuie să facem teste de salivă ca să meargă la mare, la grădiniță și trebuie să-l învăț cum să scuipe, că mai nou ăsta e rolul părinților, să-și învețe odrasele cum să scuipe în testul de salivă. Ce am fost, dar mai ales ce am ajuns. Am rămas fără teste de salivă. Domnule, nu mai sunt teste de salivă. Să ne curgă balele, nu alta. S-a aflat după aia că erau niște milioane de teste blocate într-un depozit, că de instituțiile statului nu puteau vorbi unele cu altele și până la urmă au cumpărat alte milioane de teste de salivă și să nu scuipi pe ei, să nu scuipi pe ei. Hai te că era s-o vaccino, cum a zis domnul Gheorghiță, șeful la campania la vaccinare. A ajuns omul să vorbească prălimba tuturor, numai să se vaccineze lumea. A făcut un mesaj pentru populația de limbă romani, cu îndemnul, hai te chiar să o vaccino, adică hai la vaccin că nu-ți face nimic, mâncați aș. De ce nu l-au pus pe Guță să cânte? Hai te chiar să o vaccino, murul nou, săzuranul, avau, da lume, vai, că la dușman când le faci bine, toți te vaccinează bine, au, da, nu, ok, suntem în relaxare. Ce atâta vaccin, suntem în, pardon, în urmă cu 32 de ani eram la revoluție. Acum, după 32 de ani, suntem în involuție. Dar. Bună dimineața, am uitat să vă salut. Suntem la cafeluță. buymeacoffee.com/nicubendea. Vorbim mai târziu. Dar, pe 20 luni este Ignatul. Trebuie să tăiem porcul. Știți vorba românească, cetățenii de la bloc, ce taie în loc de porc. Așa o să tăiem cu toții. Porcul de pe listă. Dom'le, tradiția trebuie respectată. Că așa zice la tradiție. Cine nu are porc să taie de Ignat, să taie o găină. Dar nici găini nu mai avem, vai și amar de noi. Tradiția nouă ce spune? Că porcul înainte de tăiere trebuie să fie asomat. Dacă nu-i porcul asomat, măcar măcelarul. Unde-i porcul? Păi deja l-am și mâncat. Nu contează. De-aia niște cetățeni din Târgu Jiu au tăiat porcul pe stradă. Dacă nu ne fac ăștia autostrăzi ca să fim și noi europeni, tăiem porcul în stradă. Unde să-l tăiem? Vă dați seama că dacă am avea autostrăzi, din 2 în 2 km ar fi câte un porc tăiat. No, ai imagine din dronă, mâncați așa, românii adevărați taie porcul tradițional, dar respectând noile reguli. Că și Orban a venit în Baia Mare sau în satul mare, a venit în weekendul ăsta să taie un porc. Victor Orban, nu Ludovic Orban. Ludovic Orban ce să caute la tăiere de porc? El a fost la tăiere de PNL. Victor Orban, premierul de la Ungaria Mare, ai venit să-și taie porcul în România, mă rog, așa îi ziceți voi. Spus el, a tăiat frumos porcul, a adus condimente, boia, păprică de aia bună să-și facă colbasul pe gustul lui, cârnațul. Păi a făcut măcelarul, a făcut extraordinar. Ei, asta înseamnă să ai porcul tău să-l ții de cârnațul tău. La plecare, a terminat, i-au făcut la plecare, Victor Orban a luat numai mărunțișuri, a zis carne nu-mi trebuie, slănină nu-mi trebuie, ci iau numai mărunțișuri. Sângerete, tobă, cârnați, o parte din Ardeal, vedeți? Așa se duce Ardealul în Ungaria, pas cu pas. Da, cafeaua primită pe buymeacoffee.com/nicubendea în urmă cu câteva zile, vine de la Arad, în număr mare, Cătălin, mulțumesc mult, Cosmina și Flaviu, să rămână, iar din Toronto, Ontario, Canada, vechii mei prieteni, Florin și Moni, Monica, trimit o cafea și zic așa, Nicule, să nu uităm de unde am plecat, Moni mai tare din căminele din Observator, anii 2000, vorba lui tata Nelson, iarna lui 2000, poveste grea, din 2000 când eram studenți, da, vorba cântecului, ca la 20 de ani fără griji și fără bani. Aveam și atunci griji, bani n-avem nici acum. Să rămână pentru cafea, buymeacoffee.com/nicubendea. Dom'le, totuși, dacă n-ai porc să-l tai, să-l tranșezi ăsta, un cârnaț trebuie și vorba aia, să-l faci tu, să-l frămânzi tu, să-l bași tu pe mațul tău, să... așa. Și atunci trebuie să te pregătești din timp, să iei carne, să iei mațe, să iei telefonul și să faci comandă pentru un platou tradițional românesc. 0264911, atelierul de pizza livrează platouri pe 23 decembrie, dacă ești în Cluj-Napoca. Dacă ești în altă parte, tot găsești un restaurant care să-ți livreze masa de Crăciun, că mai nou, asta e moda. De Crăciun, masa o iei de la catering, mâncare de Crăciun și de Revelion nu te interesează că ești în Zanzibar. Suntem prea sărași să ne permitem lucruri ieftine. Și apoi îți vin acolo, bunătăți pe masa de Crăciun, așa cum gătea mama odată, bărcuțe de ardei cu cremă Philadelphia, crevete în cuib, gujoane, bujoane și alte chestii
că era tristă mama în sara de ajun într-un an, zice. Nu mi-au ieșit bărcuțele cu Philadelphia la care ticu, zice, și acum noi mâncăm de Crăciun băf ca toți săracii. Asta este, trebuie să ne adaptăm, în fine. Voi vă descurcați, voi. Nu vă mai rețin, în 17, într-o săptămână e ajunul Crăciunului, de asta deschide Transalpina. E, în sfârșit, Klaus Iohannis are unde să meargă să schieze, că s-o sătura de golf, încă are nisip în păr de la vizita în Egipt, acolo la piramide, să meargă la Transalpina și pe noi să ne lase în Borcea, era să zic Borcea, Cristi Borcea, taurul neamului românesc, am vorbit de Borcea, acum să vorbim și de taur, să nu se supere regnul animal. A fost zilele trecute ziua soției sale, a câta nici noi nu mai știm, pe el nici nu-l interesează. Cum zicea Becali, Valentina Pelinescu, înțelegi? Valentina Pelinescu a împlinit o frumoasă vârstă, ați observat tot timpul, fostele top modele nu împlinesc 40 de ani, 28, nu, o frumoasă vârstă. Petrecere mare, nu știu ce, invitat. Și nebunul ăsta de Borcea, nebunul de Borcea adevărat, nu s-a abținut și a suflat el în tort, mă. Deci tort făcut pentru sărbătorită, i-a suflat în lumânări Borcea, i-a suflat o dată în lumânări, 5 ori rămas gravide. De capul meu, bai mie, că o fi pun cozleșnicul, be- ăla bărbat, nu sora mea. Și era o știre, au circulat în urmă, că în toamna asta a circulat o știre că un culturist din Kazahstan s-a căsătorit cu o păpușă gonflabilă. Au plecat în luna de miere, atât au frecat la păpușa gonflabilă de o spart-o. Dar zice, tipul zice, între timp, zice, m-am îndrăgostit de o scrumieră. Băi, culturistule din Kazahstan, ai grijă să nu dea Borcea de scrumieră. Că s-o lasă gravidă și la 9 luni îți face niște chiștoace de toată frumusețea. Pe acest fundal sonor mai râzi un pic. Mulțumim din nou pentru cafea primită de la Arad, de la Cătălin și de la frumosul cuplu format din Cosmina și Flaviu. O cafea bună de la Toronto, de la Florin și Monica. Transmiteți-i salutărul lui Hrușcă. Bă, s-ar putea să nu, să nu se țină Crăciunul, că Hrușca, din ce am văzut, nu are niciun concert în România anul ăsta. Și Fuego a zis, căcate, mi-mi podobesc singur bradul că n-am niciun concert. Asta este Masked Singer Romania. Nu râdeți de engleza mea, că așa cum pot, nu. De când rusește, mai bine. Masked Singer Romania, de la Pro TV, s-a terminat. Și câștigătorul a fost Muma Pădurii. Cine era îmbrăcată Muma Pădurii? Andreea Marin. Atâta s-a râs de ea Mihaela Rădulescu. Rivalitatea dintre ele de la Colbasul Bănică, da. Apropo de hai o vaccinau. Ba, bravo! Și a zis Mihaela Rădulescu, zice, nu-i nimic. Acum trebuie să îngropăm Săcurea Războiului, dacă pot să o îngrop chiar în Andreea Marin. Și la concursul următor, la ediția următoare, zice, o să fiu eu Muma Pădurii. Da, da, ea nu trebuie să se costumeze în nimic. Săracul Cabral o rezista și el până în final. Cine ar fi crezut? Cabral îmbrăcat în șaorma. Cabral a fost șaorma, zice, foarte greu. Foarte greu, zice, rolul vieții mele, zice, de când am început filmările, șoșoacă era pe urmele mele, pe bulevardul Pache Protopopescu, să-l prindă pe Cabral să-l mănânce de șaorma. Deci, în fond și la urma șaormei, cam asta e treaba, mă duc și eu. Mai bat un covor, mai bat un copil, mai ce-mi dă socra de lucru aia, facă ce-mi dă nevastă de făcut, am făcut de muncă, de aia avem doi copii. Servus, mulți ani de cafea, buymeacoffee.com/nicubendea. Ne mai vedem anul ăsta, că doar... Nu uitați de mazăre pentru băf. Nu uitați, că tot e să iau, la vrac, la vraf, angro și undetail. Și tot timpul când se amestece acolo ingredientele în băf, ai adus mazăre, nu trăznea. Este și congelată de la Edenia. Poate ne dau o bancă, le facem reclamă. Sănătate multă, spor, nu mai zic pe aia cu putere în părțile slabe ca la cală în piept, dar totuși să aveți spor și putere.